Dorim să spunem ca binecuvântat și glorificat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, prin a cărui har și îndurare și bunătate suntem în templul lui Dumnezeu și putem să ne închinăm înaintea lui cu frică și cu tremur, mărit și glorificat să fie numele Domnului în veci de veci. El este vrednic să primească toată gloria, toată lauda și toată mărirea, căci prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile și stau în ființă. Și noi suntem astăzi aici, suntem astăzi înaintea Domnului, datorită bunătății, datorită îndurării și datorită harului deosebit pe care El l-a revărsat peste noi, mărit și glorificat să fie numele Domnului în veci de veci. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, dorim să ne uităm la acest aspect din viața lui Israel, din viața împărăției lui Iuda și a lui Israel, când regatul este separat, și la acest război dintre Abia și Ieroboam. Abia este un împărat al lui Iuda, care nu excelează prin foarte multe evenimente, nu excelează printr-o credincioșie deosebită față de Dumnezeu, însă acest eveniment despre care vorbim în această dimineață are câteva conotații cu totul și cu totul deosebite și la care aș dori împreună să luăm aminte împreună și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Se declanșează acest război civil între aceste două împărății surori, între Iuda, regatul de sud, și Israel, regatul de nord. Și citim de pe paginile Sfintelor Scripturi și vedem despre această luptă care se dă între cele două regate și dorim să punctăm câteva lucruri importante legate de, așa cum atunci a fost o luptă fizică, legate de lupta spirituală pe care noi trebuie să o ducem. În primul și în primul rând, vă rog să remarcați că în contextul textului care a fost citit, în contextul larg al acestui pasaj, a fost un război aproape permanent și citim chiar înainte de capitolul 13 că între Roboam și Ieroboam, între înaintașii acestor regi, a fost un război permanent și înaintașul lui Abia. A fost un război permanent, tot așa cum și în viața noastră de credincioși, în viața noastră de creștini, este un război permanent. În momentul în care noi ne-am angajat că îl vom sluji pe Domnul, în momentul în care ne-am hotărât în inima noastră, în viața noastră, în momentul în care am declarat în apa botezului că vrem să-L urmăm pe Domnul, noi am intrat într-un război permanent împotriva celui rău. Am intrat într-un război declarat spiritual. Este un război de la care nu există, nu există nicio pauză, la care nu există niciun concediu, nu există niciun, tot așa cum în istoria omenirii a fost mereu și mereu războaie. Uitați-vă la războiul din Ucraina. De când a început, de mult timp, sunt aproape în februarie, 24 februarie 2022, în 24 februarie anul acesta vor fi aproape 2 ani, de când războiul acesta continuă și merge și merge mai departe. Dar ce vorbim despre războiul din Ucraina când acum recent, nu, în 7 octombrie, a fost evenimentul și dezastrul din Israel și tot acest război care continuă acum în Israel și în Gaza? Ei bine, iubiți frați și surori, dragi prieteni, toate aceste lucruri nu sunt menite să ne îngrijoreze și să creeze noi anxietate și depresie și teamă și spaimă, ci toate aceste lucruri sunt o altă punctare și o altă subliniere, tot așa cum citim despre toate aceste lupte de pe paginile Sfintelor Scripturi, că în mod similar, în viața noastră spirituală, noi suntem angajați într-un război permanent. Și nu există pauză, nu există așa înțelegeri cum a fost între Israel și Hamas. Facem pauză, au intervenit Națiunile Unite, au intervenit americanii, 3 zile no fire, 3 zile, 4 zile, o săptămână, schimb de ostaci. Nu există așa ceva în războiul spiritual. În războiul spiritual în care tu și eu suntem angajați, este o luptă permanentă, este o luptă continuă. Și mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească, să ne sensibilizeze, să conștientizăm acest lucru pentru fiecare dintre noi. Lupta aceasta nu este o luptă în care luăm o pauză, în care nu mai avem noi chef sau nu mai vrem noi, sau nu. Ne-am angajat într-o luptă care durează toată viața. Doamne, ajută-ne și dă-ne Tu putere și dă-ne Tu lumină și dă-ne Tu călăuzire. Mai mult, lupta aceasta în care ne-am angajat, prea iubiților, este o luptă dificilă, este o luptă grea, este o luptă, nu este așa o luptă oricum,
În versetul 3 din capitolul 13 citim despre lupta aceasta care a început între Abia și Ieroboam, că ei aveau 400.000 de ostași și împărăția lui Israel avea împotriva lor 800.000 de ostași. Era o luptă inegală, era o luptă dificilă în care ai zice că cei care vor birui sunt cei care sunt mai mulți. Tot așa în viața noastră spirituală, în viața noastră de credință, de multe ori suntem copleșiți de complexitatea luptei, de greutatea luptei și vom puncta câteva lucruri în această direcție. Dar este important să realizăm și să știm că deși pare că ești în inferioritate, deși pare că ești singur, deși pare că sunt puțin, garanția biruinței noastre și garanția succesului și a izbânții noastre nu este numărul nostru, ci este Domnul Dumnezeu, mărire Lui în veci de veci. Pentru că Dumnezeu se angajează, pentru că Dumnezeu promite, pentru că Dumnezeu intră în acest legământ cu unul fiecare dintre noi. Așa cum frații spuneau că fiecare dintre noi, că tu ești important, pentru că Dumnezeu se angajează că în această luptă în care tu ești, în care tu ai intrat, să-ți dăruiască biruința până la sfârșit, mărit și glorificat să fie numele Domnului veci de veci. Dacă vorbim despre complexitatea, despre dificultatea luptei, despre permanența luptei, am dorit să punctăm în această dimineață un lucru foarte important. Într-o luptă, iubiți frați și surori, dragi prieteni, este nevoie de această știință a luptei, despre această cunoștință a luptei. Pentru că știința, pentru că knowledge is power, a ști înseamnă să ai putere. În secolul acesta, în epoca aceasta a internetului, accesul la informație nelimitat, cu smartphone-urile și cu toate, cu telefoanele astea deștepte și cu toate descoperirile științei, ai la îndemână toată informația și știind poți să faci și să descoperi și să rezolvi așa de multe lucruri. Tot așa, pe plan spiritual, este nevoie de această știință a luptei. Unii comentatori spuneau că este șocant cum evenimentul din 7 octombrie anul trecut, în care au fost măcelăriți, a fost cel mai mare eveniment și cea mai mare pierdere de vieți evreiești de după Holocaust, de după Războiul Mondial. Este șocant, cum spunea unii comentatori, că Mossadul, serviciile secrete israeliene, care au faima că sunt printre cele mai cunoscute și cele mai bine înzestrate din lume, este interesant cum nu s-a știut nimic, cum nu s-a făcut nimic până în ziua măcelului, când toți acei evrei au fost distruși acolo, omorâți acolo. Și este interesant cum, pe plan spiritual, Dumnezeu nu vrea să fim în această ignoranță spirituală. Pentru că uitați la ce poate să ducă ignoranța spirituală. Uitați la ce poate să ducă, în mod simbolic spun, această necunoaștere, această nepăsare. Citim un verset interesant din Judecători. Judecători 3 cu 2. Și vă rog să fiți atenți la această citire. Suntem poporul sfânt, a ajuns în țara promisă, în sfârșit a ajuns în Canaanul promis. Interesant însă că Dumnezeu face un lucru extrem de interesant, ciudat, am spune noi. Vă rog să fiți atenți la această citire. Există pâlcuri și rămân pâlcuri în Canaan, de tot felul de popoare, de tot felul de cananiți, pe care Dumnezeu nu îi izgonește, care, știm cu toți istoria, rămân acolo, ca un fel de spine în coasta evreilor. Și uitați ce zice cuvântul Domnului în Judecător 3:2. El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscusere mai dinainte. Dumnezeu vroia ca acești noi veniți, acești copii, acești tineri, acești noi crescuți evrei, care au ajuns în Canaan, care au ajuns în țara promisă, să cunoască și să învețe războiul. Dumnezeu dorește, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dorește ca tu să cunoști și să înveți războiul spiritual. Vom vorbi mai târziu ce înseamnă acest război spiritual, dar Duhul lui Dumnezeu vrea ca tu să cunoști
și să înveți această luptă spirituală, să cunoști această știință a războiului. Îmi place aici una din traducerile NLT, zice interesant, my friends, zice teach warfare, adică să învețe cum să se lupte, să învețe această știință a războiului. Pentru că iubiți, frați și surori, asta nu e așa un moft al lui Dumnezeu, că hai să, nu putut să-i lase pe aia liniștiți să se înjoiască noul Canaan, nu. Pentru că această cunoștință, iubiți, frați și surori, dragul meu, prieteni care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, această cunoștință, această știință este vitală pentru viața dumitale și a familiei tale și a familiei mele. Ea este importantă pentru că Dumnezeu așa și în felul acesta ne ajută să supraviețuim și nu numai mai mult să supraviețuim, ci să fim mai mult decât biruitori. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar pentru aceasta eu trebuie să fiu în această școală a lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu în această facultate a lui Dumnezeu în care Dumnezeu să mă învețe să cunosc războiul, să mă învețe să mânuiesc armele, să mă învețe cum să lupt. Nu poți să fii așa ignorant. Nu poți să fii așa. Nu poți să mă duc la fratele Andrei, frate, rogă-te pentru mine și face și toată biserica. Tu ce? Tu te rogi? Citești? Postești? Folosești? Iubiți, frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu să ne ajute să ne asimilăm această știință de care avem nevoie ca să rămânem în picioare, ca să fim credincioși, ca să fim biruitori. În textul citit, Abia declară, face această declarație acolo între armatele care sunt gata să izbucnească în conflict, zice, nu trebuia oare să știți? Oare nu trebuie să știi în această dimineață? Oare nu trebuie să știu și eu în această dimineață să am această cunoștință a luptei spirituale? Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel, asta este în primul rând în centrul științei tale, a cunoștinței tale despre războiul spiritual, că Domnul Dumnezeu este în centrul acestei lupte, că Domnul Dumnezeu este în controlul acestei lupte, că Domnul Dumnezeu este Cel care supraveghează și care este la pupitrul de comandă a tot ceea ce se întâmplă în viața ta și a familiei tale și a tot ceea ce lovește ființa și viața ta. Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste Israel lui David și fiilor lui printr-un legământ care nu se poate călca? A covenant of salt, a covenant care nu poate fi schimbat, un legământ pe care l-ai ales și pentru care, în care ai intrat pentru întreaga ta viață. Doamne, ajută-ne să-ți fim credincioși și să rămânem în acest legământ până la sfârșitul zilelor noastre. Nu ne-am angajat, preaibiților, așa de conveniență. Nu ne-am angajat numai așa că hai să mergem și noi la pocăiță, hai să ne meargă și nouă bine sau hai să se vindece și nouă copilașul, cum este cântarea aceasta. Noi ne-am angajat să-L urmăm pe Domnul. Noi am intrat într-un legământ cu Domnul pe care Dumnezeu se angajează să-L respecte și să ne ducă toată viața noastră, mărire și glorie Lui în veci de veci. Este un legământ care nu se poate călca. Este un legământ care trebuie să rămână în picioare. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Dumnezeu nu se joacă cu cuvinte. Legământul acesta nu este așa o altă hârtie, un alt contract. Dumnezeu și-a investit, Dumnezeu a investit în tot acest legământ tot ceea ce avea El mai scump pe singurul Său Fiu, Iisus Hristos, glorie Lui în veci de veci. De aceea noi în fiecare lună, în fiecare lună venim aici și sărbătorim și celebrăm această jertfă pe care Hristos a depus-o la Calvar, mărire și glorie Lui. Pentru că Dumnezeu s-a angajat să intre în acest legământ care nu se poate călca, care trebuie să rămână în picioare, mărire și slavă Lui în veci de veci. De aceea noi avem nevoie de această știință a luptei. Avem nevoie de această cunoștință a războiului spiritual, să știm, să o punem în practică. Should you not know, cum spune New King James. Și așa cum anticipăm, nu, și seriile care vor veni și în februarie și Domnul să lase Harul Său cel Sfânt și cum spunea și fratele Nelu, să lăsăm pe Duhul Sfânt ca El să aibă locul în biserică și El să conducă lucrurile și El să fie la cârma lucrurilor și El să călăuzească viețile noastre. Dar vă întreb, aceste lucruri, aceste lucrări, aceste puteri, aceste minuni care se desfășoară sub ochii noștri, ce facem cu această știință? Cum o folosim? Cum o punem în practică?
Ce înseamnă ea pentru noi? Ce înseamnă lucrările acestea pentru noi? Ce înseamnă descoperirile acestea pentru noi? Ce înseamnă lucrările? Ce înseamnă avertizmentele pe care Duhul Sfânt ni le dă? Așa, tot mai pregnant și tot mai mult și tot mai mult atenție. Ce facem cu ele? Cum le folosim? Cum le punem? Cum le aplicăm în practică? Mă rog ca Domnul Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare dintre noi. Să conștientizăm, să ne punem la inimă, să ne punem la inimă aceste lucruri, să cugetăm așa cum făcea Maria, să le strângem în inima noastră. Suntem în Isaia 40:28. Uitați ce știință, uitați ce știință a profetului și uitați ce cunoștință a războiului pe care trebuie să o știm, să o avem și noi. Zice acolo omului Dumnezeu, zice, nu știi, n-ai auzit? Isaia 40:28. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă, El este Dumnezeu, El a făcut marginile pământului, este în controlul tuturor lucrurilor. Aceasta este știința științelor pe care trebuie să se bazeze fundamental cunoștința noastră spirituală. Doamne, ajută-ne la aceasta! Psalmul 46:10. O altă atenționare în știința despre care un verset extraordinar pe care îl repetăm de multe ori și la seriile de rugăciune, zice, opriți-vă și să știți, să aveți cunoștința aceasta, să aveți înțelegerea aceasta, să aveți priceperea și înțelepciunea aceasta, că eu sunt Dumnezeu, mărire lui Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ, o slavă și glorie lui în veci de veci. Este important să avem această știință, această cunoștință, pentru că ea determină felul nostru de luptă, felul nostru de trăire, felul nostru de gândire. Abraham Lincoln, președintele Americii, a decretat în 1863, a dat legea de Emancipation Proclamation, prin care sclavii au fost eliberați. Nu mai era sclavie în Statele Unite. La 2 ani și jumătate, după 1863, în 1865, la 2 ani și jumătate, în imensul stat Texas, grup de negri sclavi acolo, abia atunci au aflat că s-a dat decretul ca ei să fie eliberați. Au trăit 2 ani și jumătate în sclavia și în robia de care puteau să fie eliberați conform decretului lui Lincoln, dar ei nici n-au știut despre acest decret. Ei nici n-au știut despre această eliberare. Ei nici n-au avut această cunoștință. Iubiți, frați și surori, prin sângele lui Hristos, prin jertfa lui, prin prezența Duhului Sfânt, prin legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi în viețile noastre, noi suntem izbăviți și eliberați și am intrat în această stare de har, mărire și glorie lui Dumnezeu! Nici o armă făurită împotriva ta, extraordinar ce angajament își ia Dumnezeu, extraordinar ce promisiuni ne face Dumnezeu. Doamne, de ce ne faci atâtea promisiuni? Doamne, dar de ce și... Dumnezeu care este bun, zice psalmistul, Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi este înainte, o slăvit și glorificat să fie numele Domnului. Pentru că El este bun, pentru că bunătatea Lui ține în veci. Și El în bunătatea Lui, și El în dragostea Lui, și El în credincioșia Lui vrea să te provoace, vrea să te împingă, vrea să te ajute să folosești, să câștigi, să ai această știință a luptei. Pentru că este nevoie pentru câștigarea bătăliei spirituale. Proverbe 24:6. Proverbe 24:6 ne spune înțeleptul, zice, căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Prin această știință care o acumulezi, prin această cunoștință, prin măsuri chibzuite și prin marele număr, nu te arunci așa orbește, nu te arunci așa oricum în luptă, ci ceri ajutorul, ceri călăuzirea lui Dumnezeu, ceri sfatul lui Dumnezeu. Tot în Cartea Proverbelor, tot înțeleptul ne spune, era de așteptat, nu, ca înțeleptul să ne învețe în direcția aceasta, 20:18, zice, dacă dați câteva pagini mai în spate, 20:18, zice, planurile se pun la cale prin sfat, fără războiul, cu chibzuință, by wise counsel wage war, nu te arunca oricum în război, ci fără războiul cu biruință, Doamne, ajută-ne Tu la aceasta. Pentru că avem nevoie de această călăuzire, avem nevoie de această... Tot înțeleptul 8, haideți să citim aceste alte două versete din Proverbe, Proverbe 8 cu 9 și 10, zice, cine are o inimă înțeleaptă, Proverbe 8, mă iertați, toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința.
Și zice, ne îndeamnă cuvântul Domnului, primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Pentru că, prea iubiților, Duhul Sfânt este Cel ce vrea să ne învețe. Duhul Sfânt este Cel ce vrea să ne călăuzească și să ne instruiască. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm călăuziți și învățați de Tine. Să avem această atitudine a ucenicului, prea iubiților, care este teachability. Calitatea de a te lăsa învățat. Doamne, eu nu le știu pe toate, Doamne. Doamne, Tu vezi că nu pot. Doamne, Tu vezi că nu știu. Doamne, stau înaintea Ta. Dă-mi Tu lumină. Învață-mă Tu, călăuzește-mă Tu, arată-mi Tu. Doamne, arată-mi. De câte ori se roagă psalmistul, arată-mi căile Tale, învață-mă cărările Tale. Pentru că, în primul și în primul rând, nu sunt cărările noastre, nu este lucrarea noastră, ci este cărarea Lui. Este lucrarea Lui și El a trasat-o și El este înainte mergătorul, mărire și glorie Lui în veci de veci. Ucenicul învață întotdeauna de la mentorul Lui în Israel, era acești rabbi, acești învățători care aveau ucenici și tot timpul erau după mentorul lor, după învățătorul lor și vă aduceți aminte când citim și despre Ioan și ucenicii lui, tot timpul erau după el și ascultau ce zice Ioan și tot așa și noi. Trebuie să urmăm mereu învățătură și sfatul Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că așa face un ucenic, așa face un student, nu? În lucru cu studenții spunea cineva, știi, ucenicul, studenții una, două își dau seama dacă profesorul nu le are cu materia. Îi pun întrebări, una, două își dau seama dacă profesorul stăpânește materia sau nu știe. Dacă profesorul este un expert în domeniu sau e part-time acolo sau nu știu ce face. Uitați-vă în Psalmul 100, versetul 3. Psalmul 100, versetul 3, acolo unde suntem chemați să lăudăm numele Domnului. O altă știință despre care menționam nu de mult, Psalmul 100, versetul 3, zice să știți că Domnul este Dumnezeu. Din nou această accentuare a importanței științei noastre, știința pentru luptă, Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut și ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Știința de care avem nevoie să ne bazăm pe Domnul nostru, pe călăuza noastră, pe căpetenia noastră, mărire și glorie Lui în veci de veci. De asemenea, ucenicii vor pune tot felul de întrebări, înveți de la cel care are această știință, înveți de la cel care știe aceste lucruri, care cunoaște aceste lucruri, de la cel care este un expert în domeniu. Cauți ceva pe internet, vrei să afli ceva, vrei să știi cum se face ceva, nu te uiți așa la unul care vezi că nici nu știe bine ce face, ci te uiți la cineva care vezi că are review-uri bune, vezi că are știe ce face și așa mai departe, nu-i așa? Interesant, în Psalmul 24, haideți să deschidem împreună la Psalmul 24, este acest context, este acest psalm extraordinar de frumos, în care vorbește despre cine se va merge pe muntele Domnului, dar interesant este această declarație despre Domnul. Este această declarație despre Domnul care zice, este întrebarea, cine este acest împărat al slavei? Cine este Domnul acesta? Versetul 8. Cine este acest împărat al slavei? Și uitați care este declarația. Domnul cel viteaz în lupte. Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Din nou, în versetul 10, cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei, mărire și glorie Lui în veci de veci. Dar observați felul în care este definit, în care se vorbește despre Domnul. El este Domnul oștirilor, the Lord of Hosts, the Lord of Armies. Oștire înseamnă armată, înseamnă army, înseamnă soldați, înseamnă combatanți, asta înseamnă oștire. Adică Domnul ne cheamă să învățăm de la El, El să fie Domnul nostru, aceasta să fie ținta noastră. Pentru că așa ajungem, întoarcem la versetul 20, la versetul 5, tot din Psalmul 24, așa ajungem la acest om care vrea să capete acest drept înaintea lui Dumnezeu. Zice, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui. Adică acest Domn al oștirilor vrea să te ajute, vrea să te învețe, vrea să te îndrume, să înveți această știință a războiului, pentru că El este Domnul oștirilor, este Cel care se luptă. Mărire și glorie Lui în veci de veci. Un alt punct pe care am dorit să-l menționăm în această dimineață, pe scurt, este următorul. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, lupta spirituală este o luptă deosebit de amplă, deosebit de
complexă, complexity of the spiritual war. Este o luptă deosebit de complexă. De aceea, sfatul Sfintelor Scripturi este să nu desconsiderăm, să nu minimalizăm, pentru că aceasta este altă înșelare a diavolului, nu? Așa cum dădeam exemplu cu Israel, nu? Probabil că nici nu au luat în considerare ce se întâmplă acolo la graniță, nu-i nimic, nu-i mare lucru, nu? Nici ne-au băgat în seamă. Unii comentatori spuneau că probabil nici n-au folosit tehnologie ca să comunice pentru a pune la cale acel atentat din 7 octombrie. Învățătura noastră și chemarea noastră este să nu desconsiderăm, să nu minimalizăm lupta în care ne-am angajat. Este o luptă mare, este o luptă complexă. Când Rusia înainte să invadeze, nu știu dacă vă amintiți, în februarie 2022, înainte să invadeze Ucraina, tot au adunat zeci de mii, sute de mii de soldați și echipament militar la graniță cu Ucraina, dinspre nord, dinspre Belarusia. Tot au adunat acolo. Sigur că ăștia vedeau din satelit, dar explicațiile rușilor erau exerciții militare. În seara de dinainte, Putin declară lui președintele francez, nu avem nicio intenție să invadăm Ucraina, nu, totul este ok, totul suntem safe. Tot. Și a doua zi dimineața Rusia invadează Ucraina și de atunci suntem tot la în război. Tot așa, iubiți frați și surori, suntem chemați să fim atenți și să nu minimalizăm, să nu desconsiderăm. Știi ceva? Diavolul o să te atace, cum e vorba aia românească, când ți-i lumea mai dragă. Adică, Domnul să ne ajute să ne fie dragă lumea, că zice cuvântul, nu iubiți lumea, nici lucrurile care sunt în lume. Dar diavolul o să te atace, știi când? Când o să fii cel mai slăbit. Când o să fii la punctul cel mai vulnerabil, când o să fii cel mai obosit, când o să n-ai chef de nimic, exact atunci și acolo și în punctul acela diavolul o să vină și bam, o să-ți tragă o bombă. Nu desconsidera, preaiubitul meu. Suntem angajați într-o luptă continuă, într-o bătălie continuă. De aceea mi-a plăcut așa de mult azi dimineață când frații au ales Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Extraordinar, psalmul 27. Zicea David în 27:3, chiar o știre de-ar tăbărâ împotriva mea. Uite, chiar așa e. O știre tăbărește o știre demonică. În inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica. Chiar așa este. Suntem în război spiritual. Împotriva mea tot plin de încredere aș fi. Doamne, ajută-ne și întărește-ne și călăuzește. Dar o amânare din psalmul ăsta, o amânare în 3, în psalmul 3:6 zice despre psalmist, zice acolo David și contextul este dezastruos când fugea de Absalom. Psalmul 3:6 zice, nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară în toate părțile. Suntem chemați să nu desconsiderăm, să nu minimalizăm o extremă și nici să nu intrăm în panică și în anxietate, pentru că noi suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu, noi suntem păziți de Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care luptă pentru noi, mărire și glorie Lui în veci de veci. Noi suntem sub ocrotirea Lui. Nu mulțimea este cea care asigură biruința, iubiți frați și surori. Vă aduceți aminte de Gedeon și de istoria lui Gedeon, când zeci de mii sunt prea mulți și Domnul îi zice, auzi, ăștia sunt prea mulți, nu veni la mine cu 30.000, nu. Să meargă acasă cei care sunt fricoși. 22.000 au plecat, sunt prea mulți și duce și rămân 300. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, pentru că Dumnezeul nostru este viu și adevărat și El își respectă cuvântul Lui, mărire și glorie Lui în veci de veci. De aceea, psalmul 20, extraordinar, cum zice psalmistul. Psalmul 20, cred că ăsta ar trebui să-l știm pe de rost toți. Doamne, ajută-ne, zice psalmul 20:7-8. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Și care este rezultatul? Și ce se întâmplă mai departe, Doamne? Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Doamne, umple viețile noastre de Duhul Tău cel Sfânt. Umple inimile noastre și ființa noastră și ajută-ne să rămânem în picioare, chiar dacă uneori aici și pe acolo cădem, chiar dacă suntem loviți, suntem răniți, suntem în criză. Dumnezeu este Cel care ne ajută și ne ridică, zice, de 7 ori! De 7 ori cade cel neprihănit. Dar ce se întâmplă cu el? De 7 ori e distrus? Nu, zice, se ridică iarăși. Doamne, întărește-ți Tu toți sfinții Tăi. Amin, amin. De aceea suntem chemați în biserică, de aceea suntem chemați la mijlocire, de aceea suntem chemați la părtășie, de aceea suntem chemați la rugăciune. Doamne, dă-ne un duc de rugăciune. Amin, amin. În textul în care a fost citit, la un moment dat, în versetul 14, este un lucru interesant.
Zice, cei din Iuda, 13 cu 14 din 2 Cronici, 13 cu 14, cei din Iuda, întorcându-se, au avut de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Dacă tot vorbim de complexitatea luptei, lupta este foarte complexă, nu complexă. Și cei din Israel, care erau mult mai mulți, da, erau 800 de mii, îi atacă prin spate pe cei din Iuda. Și la un moment dat, cei din Iuda se văd într-un impas extraordinar. Aveau de luptat și în față și în spate. Ce faci în situația asta? Ce faci în criza asta? Și zice că ei strigă către Domnul și preoții, interesant, nu vom intra în foarte multe amănunte, preoții sună din trâmbițe. Doamne, dă-ne Tu un duc de rugăciune. Ajută-ne să trăim în părtășie, în sfințenie, în curăție și să stăm înaintea Lui Dumnezeu într-o jertfă necurmată și neîncetată. Suntem chemați, prea iubiților, suntem chemați să ducem această luptă, chiar dacă este complexă, chiar dacă este grea, pentru că Domnul este de partea noastră. Pavel avea o luptă foarte grea, 2 Corinteni 11. Pavel avea o luptă foarte complexă, pentru că el este unul din cei care au mers chiar pe urmele pașilor Domnului nostru. Și pe lucrurile de afară, zice Pavel, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Pavel avea o luptă complexă. Pe lângă toate luptele lui se îngrijora și de toate bisericile pe care el le întemease, pe care el le fondase, pe care el le plantase. De aceea, iubiți frați și surori, dragi prieteni, spunem și rostim într-o dimineață ca aceasta, tocmai datorită acestui fapt, tocmai datorită acestui lucru, că lupta în care ne-am angajat este extrem de complexă, este extrem de grea. Nu îți pierde și nu-ți irosi timpul și energia în alte lucruri și în alte lupte. Pavel zice, m-am luptat lupta care? M-am luptat lupta cea bună. Adică asta mă face să deduc, asta mă face să înțeleg că există și o luptă rea. Există și o luptă rea, sunt multe lupte rele. Doamne, ajută-ne să luptăm lupta cea bună. Căci noi n-avem de luptat, îi învață Pavel pe Efeseni, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi n-avem lupta aceasta, noi n-avem de luptat împotriva fraților și a surorilor. Noi suntem chemați să luptăm împotriva duhurilor necurate, să luptăm împotriva păcatului, noi suntem chemați să umblăm în sfințenie, în curăție. Doamne, ajută-ne la aceasta! Când au invadat rușii, iarăși dăm un exemplu cu rușii, când au invadat rușii Cecenia, asta e cu mulți ani în urmă, pentru că la un moment dat cecenii s-au răsculat și au zis că ei nu mai vor să aibă nimic de-a face cu Moscova și cu rușii. Și o țărișoară așa mică, așa un stătuleț acolo mic, pe lângă imensa Rusie. Rușii s-au dus și i-au înconjurat, că erau mici și puțini. Și au început să tragă cu artileria lor, cu multa lor muniție și cu multul lor armament, nu? Dar artileria lor și tunurile lor așa erau așa de prost reglate, că în loc să lovească în cecenii aia din mijloc, au lovit pe rușii de dincolo de cerc. Și rușii de aici îi omorau pe rușii de dincolo. Pentru că tirul lor nu era reglat. Pentru că ei nu luptau lupta cea bună. În loc să lupte împotriva dușmanilor lor, a cecenilor, ei dădeau tot pe rușii lor. Asta îmi dă un lucru, îmi dă o lecție mare de gândit împotriva cui lupt și cum lupt eu. Mă lupt eu lupta cea bună? Te lupți Tu lupta cea bună? Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Pentru că atunci și acolo, la sfârșitul cărării, când pui mâinile pe piept și când alții vor vorbi despre tine și când alții vor spune despre tine, se poate să spună cu adevărat despre cutare, despre fratele sau cum. M-am luptat lupta cea bună. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Îngăduiți-mi, prea iubiților, să vă întreb într-o dimineață ca aceasta. Ce face armata, o armată? Ce-și face cu răniții lui? Ce-și face o armată cu răniții? Se luptă împotriva celorlalți, cum s-a luptat aici Iuda cu Israel, se luptă împotriva celorlalți și sunt răniți, nu cad, sunt pușcați, sunt tăiați, sunt loviți. Ce face cu ei? Îi pușcă și omoară că sunt prea mulți, că le îngreuie mersul și succesul și izbânda? Asta face armata cu răniții ei? Știți ce fac americanii cu răniții lor? În războaiele din Irak, din Afganistan, pe unde a fost, știți ce fac cu ei? Ia și duce cu avionul în spitalele militare din Germania. Să-i grijească acolo. Să-i refacă acolo.
Pentru că asta face o armată cu răniții ei. Îi îngrijește, îi cară, îi duce, îi transportă. Știți de ce? Pentru că în spatele armatei care se luptă este o altă armată. Este spitalul militar, sunt doctorii, sunt asistentele, sunt cei care vor să-i ajute pe cei care sunt răniți și au căzut. Pentru că asta face o armată a Domnului, asta face o armată bine echipată. Își îngrijește de răniții ei. Mă lupt, lupta cea bună, lupta mea este împotriva Domnului Întunericului, este împotriva Domnului și stăpânitorilor acestui veac, acestui văzduc, împotriva lui Satan, a diavolului. Și aceasta este lupta pe care eu trebuie să o duc și aceasta este lupta pe care Duhul Sfânt să ne ajute, să ne clarifice, să ne lumineze și, Doamne, ajută-ne să ducem această luptă! Răniții care cad, răniții care sunt, îi vom lua pe umăr și îi vom duce în spatele frontului. Și îi vom pune, frate Andrei, pune-te, rog, pe listă. Pune și pe cutare pe listă, că o căzut. Zice Pavel, Pavel primește o veste, știi, zice, auzi, cutare, o căzut. Și știi ce zice Pavel? Zice, eu ard. Zice, să nu cadă cineva și eu să nu ard, ia foc, Pavel. Auzi, o căzut cutare și cutare. Pentru că asta face biserica, pentru că asta face armata spirituală și ia răniții și îi îngrijește și îi duce în spatele frontului și îi duce la mângâietorul și îi duce în Han și zice hanjiul, auzi, îngrijește de el. Toarnă pe ranele lui și nu mai adaug eu la ranele lui, nu mai împung eu la ranele lui, nu! Îl duc la hanjiu. O, Duhule Sfinte, îngrijește-te Tu, Doamne, de răniții armatei Tare spirituale, pentru că îi purtăm pe brațe de rugăciune și de mijlocire. Un grup de americani au vizitat în Israel, dacă tot vorbim de Holocaust, un grup de americani au vizitat un monument, este un monument în Israel, care comemorează memoria celor care au salvat evrei, care i-au ajutat, care i-au scăpat de agresiunea nazistă. Și grupul ăsta dă acolo în vorbă cu niște oameni care vorbeau acolo și pe monumentul scrise nume acolo. Și ăștia tot arată acolo și vorbesc de un nume acolo, de o familie. Și îi zice, dar cine să știe? Erau niște nume ciudate așa pentru mine, erau niște nume olandeze. Și zice, dar cine să știe? De ce tot vorbim? Ce-i cu ei? Au dat în vorbă cu ei, știi? Și zice, ăștia au fost o familie de olandezi care aveau 8 copii. Și când au venit nemții și au luat pe toți evrei și au omorât pe toți evrei, au rămas un copil. Au rămas un copil de evreu. Era mititel ca și a lor, zice. Și l-au luat și din la familia de 8 olandezi au ajuns o familie cu 9. Cei 8 copii olandezi și evreu. Și a trecut timpul și a fost bine. Și zice familia de vizitatori, zice americani, dar cum știi toate amănuntele astea? Că asta a fost acum 50 de ani. A fost la război mondial, a fost... Păi zice copilul ăla evreu, luat de suflet de familie olandeză, zice ziua. Zice, pe mine m-a luat familia asta și m-a scăpat cu viața. Pentru că, iubiți frați și surori, dragi prieteni, suntem chemați să luptăm lupta cea bună. Suntem chemați să ridicăm răniții noștri. Suntem chemați să nu ne luptăm unii împotriva altora. Și suntem chemați ca prin călăuzirea și prin unitatea Duhului Sfânt să luptăm cu toții împreună împotriva inamicului nostru comun, diavolul. Doamne, ajută-ne Tu la aceasta! Nu știi pe cine și cât de mult și ce mult poate să însemne cuvântul bun și blând și de ridicare și de zidire pe care îl spui cuiva în necaz și în durere și în spital și în rănire și în sângerare. Nu știi cât de mult și cât de departe poate să ducă și să ridice viața acelui om, acelei femei, acelui copil. De aceea, rănitul care cade lângă tine pe front, de aceea zdrobitul, necăjitul, bătutul de furtună și nenorocitul care cade lângă tine și în disperare și care poate ca și Ana nici nu se mai poate ruga, poate nu mai își mișcă buzele, poate are nevoie de sprijinul tău, de mâna ta întinsă, de ridicarea ta. Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Amin. Și ajută-ne, și ajută-ne ca în lupta asta spirituală care o ducem, să ducem o luptă corectă, să ne luptăm lupta cea bună.
cât despre cei căzuți, cât despre cei răniți, cât despre cei în necaz, în bol, în suferințe și care plâng și care nu înțeleg de ce tot universul lor s-a fărâmat. Fie ca viețile noastre să fie pentru ei un sprijin, un ajutor, o ridicare, o îmbărbătare, fie ca Duhul Sfânt să lucreze prin noi, prin viețile noastre, prin gurile noastre, prin mâna noastră întinsă, prin îmbrățișarea noastră. Îmi povestește cineva că vine la biserică o străină și mare atenție la fiecare dintre noi și la primele reacții care le avem, o străină. Iubiți, frați și surori, vizitatorii noștri, străinii care vin, ei nu sunt pocăiții noștri, penticostalii noștri însemnați în registrele noastre. Ei sunt vizitatori, ei sunt răniți de pe drumul către Ierihon, ei sunt căzuți în capcanele păcatului. Și povestea despre fata aceasta care a venit, care era toată, cum e lumea, nu? Și nu știa ce să facă venind în holul acesta al bisericii. Și sora aceasta povestea cum s-a dus la ea și nu i-a zis nimic. S-a dus și a îmbrățișat. Și a început să se demoleze fata aceea în plâns înaintea sorei noastre. A început să se prăbușească în plâns și a zis, atât de mult mi-am dorit să ajung la biserică, atât de mult mi-a fost groază să nu vină cineva, să nu mă scoată cineva, să nu mă judece cineva. De aceea suntem chemați, preaibiților, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne îngrijim unii de alții, să ducem răniți în spatele frontului și să ne luptăm cu armele luminii, așa cum Duhul Sfânt ne învață. Fie ca Domnul Dumnezeu, fie ca Tatăl nostru Ceresc, fie ca Duhul Sfânt al Dumnezeu să călăuzească, Duhul Sfânt care este mângâietorul, să călăuzească, să învețe, să îndrume și să instruiască inimile noastre ca să trăim într-un fel plăcut lui Dumnezeu. Amin.